133 aliniat 1, articolul 134 aliniat 1, litera A, articolul 196 aliniat 1, litera B din ordonanța de urgență numărul 57/2019 privind codul administrativ a fost convocat pentru astăzi în ședință ordinară a Consiliului Local cu dispoziția numărul 294/7/2019 a domnului primar. Din cei 15 consilieri se constată că sunt prezenți toți, prin urmare ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Așa cum ați luat la cunoștință din materialele transmise, pe ordinea de zi se află 7 puncte, nu mai repet, dau citire că le cunoașteți, prin urmare se pun aprobării proiectul ordinii de zi. Dacă sunt discuții la procesul verbal al ședinței sau în anul 1 iulie, dacă nu sunt, se pun aprobării procesul verbal. Totodată vă atrag atenția asupra prevederilor articolului 228 din codul administrativ, care stabilește că alesul local aflat în conflict de interese în condițiile prevăzute de cartea 4 din legea 161/2003 are obligația să se abțină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru soț, soție sau rude, ori afin până la gradul al doilea inclusiv, pentru orice persoană fizică sau juridică față de care alesul local are calitatea de debitor al unei obligații, pentru o societate la care deține calitatea de asociat unic o funcție de administrator sau de la care obține venituri, pentru o altă autoritate din care face parte, pentru orice persoană fizică sau juridică alta decât autoritatea din care face parte, care a făcut o plată către acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia, pentru o asociație sau o fundație din care face parte, în exercitarea funcției, consilier local sau care se află în una din situațiile prevăzute și pe care vi le-am prezentat, are obligația să anunțe la începutul ședinței Consiliului Local interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunț care se consemnează în mod obligatoriu în procesul verbal al ședinței. Dacă cineva are un interes, anunțe acum, dacă nu, intrăm în ordine de zi și dau cuvântul domnului președinte, aleg să doamna mai, domnul Vântură Romic. Primul proiect de hotărâre privind aprobarea fondului de execuție bugetară pe trimestrul 2-2019 al serviciului apă canalului de Tescu. Sunt discuții? Poftiți, domnule. Domnul Mare. Da. Domnule, ar bine dacă n-aș șef serviciu în ședință aici să ne prezinte un pic, de exemplu, ce ar interesa, domnule. De exemplu, cu ce probleme se confruntă serviciul apă canală în prezent? Dacă apa proliferă și trebuie este potabilă, dacă cetățenii sunt mulțumiți de alimentarea cu apă. Consider că șeful serviciul apă canală ar trebui să urmească un raport cu toate regulile existente la obiectivele gestionate de acest serviciu și pe care să prezinte domnul primar și consiliul local. Pentru că așa când discutăm cu ei în afara ședinților, sunt probleme. Sunt probleme la serviciul apă canală. Cât e contractul și-au încheiat până acum? Sunt mai multe probleme. De exemplu, o problemă. Dacă serviciul se poate autofinanța, și cum face cu serviciul apă canală în 2020? Adică sunt mai multe probleme care șeful serviciul ar trebui să le aducă la cunoștință. Pentru că cetățenii din comună au făcut tot felul de bypass-uri, le descoperi ușor pe rând. Păi, sunt probleme. Păi da, dar cu doi oameni și cu unul care zice că îl doare spatele și el nu pune mâna și mai dăm noi de aici, cu doi oameni greu așa distanțe mari le rezolvi. Dacă în 2016 s-a dat acces să se legi fiecare haos. Păi da, domne, păi nici așa nu reușești să te descurci, că pentru că se descoperă să dă amenzi, dacă nu ăsta se dă amenzi, dar problema este că au făcut tot felul de bypass-uri, nu vine la plată, nu reușesc să acoperi și conductele și canalizarea mereu se strică. De pildă, ieri am lucrat pe ăsta, un bolovan cât capul a obturat o conductă. Am scos 5 vitaje de mizerie ca să putem să tăiem conducta, un metru de conductă, am lucrat cu 5 oameni ca să putem să remediem conducta de canalizare. După aceea apa să mereu să spar conductele din cauza că nu au fost regulatori de presiune. Știți că ați votat 150 de mii de lei, care ăsta vine pe modernizare. Vin pe modernizare, o să băgăm acum în prima fază robineți
electrici pentru închiderea apei la supraplin, că plătim apa degeaba când se umple bazinul, curge în ăsta, când o ne citește contorul care intră în bazin, nu ăla care iese din bazin. Și trebuie, acum am găsit pe modernizare robinet, o să luăm două regulatoare de presiune și robineți, ca o robineți de fier, care ruginiți, nu se închid, când se oprește apa, trebuie să o oprim tocmai de la stație. Și vă dați seama câtă apă pierzi până se golește, până asta. Deci, în prima fază la modernizare, asta o facem. După aceea, când o să reușim să obținem bazinele, o să facem cu săpături înăuntru, o cameră mare unde o să se face clorinarea automată și mai punem o stație de filtrare, cu toate că apa era apă de izvor, dar știți, până se curăță, până ăsta e nisip, nu-i mare, nu-i mizierii nisip, că nisipul și la Onești, dacă se oprește apa, cu toate că vine din atâta și veche, 10 minute de tulburești de pe conducte, de pe asta, cine stă la oraș știe prea bine. Probleme sunt. De asta am zis că era necesar. Deci, și în Consiliul Local, era foarte bine. Sunt probleme, dar dumneavoastră trebuie să știți că noi Consiliul ajutăm ca apa, canalul, o grămadă, ca să putem să-l susținem și îl susținem așa, ba cu ajutoare, ba cu ajutoare. Și oamenii se uită la 3,50 lei. Nu vor să plătească. Nu știu cum. Trei servicii, să plâng că apa nu-i bună, dar când s-a oprit, îți vin de la cap. Fă-o repede numai să ne curgă, nu contează cum curge. Pe atunci, dacă am văzut că s-a mai făcut pe internet, că de ce să bagă apă, unii vor să extinde pe banii lor conducta de apă, să aibă apă și unii zice că nu știu ce facem acolo. Și atunci faceți un proiect de lege, închidem apa, canalul, dacă asta e soluția, fără să gândească că e ușor să-ți faci publicitate pe internet, fără să te gândești că intrăm în infringement pentru că nu avem legat la apă, la canalizare. E ușor, că și eu pot să spun și despre fostul primar și despre viitorul primar. Pot să zic minciuni. Niciunul n-a zis ce s-a făcut în primărie, cu ajutorul vostru, cu ajutorul vostru. Și ce șapte vă nu. Eu n-am spus minciuni. Nu, dar nu dumneavoastră. În general, eu vă spun. Nu, eu vă spun pentru. În general, ca să știe populația adevărul, nu minciuni sau ăsta. Care minciuni? Publicitatea o facem. Ce minciuni? Da, domnule, pe internet unul a cumpărat conducte, așa. Oamenii și a dus acolo. Și pe internet scrie că nu, de aia nu să ia fonduri europene. Tocmai. Da, fonduri europene, dumneata, știi cum să ia, domnule? Dacă se face un proiect cu fonduri europene, se poate racorda, se poate aproba? Știți prea bine că și piața a fost pierdută din aceleași motive, pentru că existau ocupate terenurile. Și domnul președinte a zis, nu a găsit liber de sarcini. Nu a găsit liber de sarcini. Acte erau liber de sarcini, domnul. Mă aduc și acum. În alte și când a venit pe teren. Păi am văzut tarabele și tarabele le luai și le duceai. Dacă închideam ăsta pentru 75.000 de euro, dacă închideam piața, toată lumea s-a suia în cap. Nu se închidea piața. Nu se închidea. Păi nu, dacă nu mai aveai tarabă, nu mai aveai nimic. Păi se moderniza, se găsea altă locație. Este jos la pod, la Călățanu, terenul de fotbal se putea face foarte bine piața acolo ca tranziție. Adică este atât de ușor să zicem închidem piața, trebuie să găsim soluții alternative. Când veniți dumneavoastră, dacă veniți la putere, aș vrea să văd, să vedem ce faceți dumneavoastră. Cu siguranță o să fie mai bine. Cred. Da, dar pe Facebook asta este soluții. Soluții. Sunteți de acord să luăm bani din bugetul local pentru a susține serviciul de apă canală pentru 100-200 de persoane. Este pus pe Facebook. Am zis, este corect să ajutăm 100-200 de persoane împovărând bugetul local. Da? Este. Așa. Este așa. Este scris și rămâne scris acolo mulți ani. Că nu o să șterg. N-am obiceiul să șterg. Pentru că persoanele sunt 700 de branșamente, cu care astea sunt pentru legat de coloana principală, nu care s-au extins pe bani personal. Nu s-au extins pe bani personal. Exact, dumneavoastră, proiectul hotărâri să închidem apa canalul. Să dăm cetățenii ce spun. Eu nu am propus să se închidă. Păi, dar cu ce cum? Așa spuneți dumneavoastră.
luați, da? Asta vreau să spun la Tarabă. Asta vreau să spun la Petoania, trebuia scoate și era un cântat foarte mare, aici era. Trebuie găsit soluții, pentru că vedeți, acest serviciu, acest serviciu cât de curând, nu o să mai funcționeze deloc. În curând, vedeți, avem și pe ordinea de zi, la fel se întâmplă și cu deșeurile. O să intrăm în colaps și cu apă și cu gunoi și cu multe alte probleme. Sunt în țară, pentru că dumneavoastră asta ar trebui să faceți publicitate pe internet și să mergeți pe stradă la oameni. Să nu mai arunce gunoiul de-a palma. Dumneavoastră nu știți că noi ne ducem unde sunt gunoiuri selective și tăiem iarba și selectăm noi cu oamenii de la ajutor, că nu se mai văd, aruncă toate alte. Asta faceți. Învățați oamenii să nu mai arunce aiurea. Să facă selectiv. La cooperativă este un plomoștoc de pe 31 decembrie și acum este acolo dacă mergem. Am poze făcute aproape în fiecare până m-am dus de curiozitate și nu l-am luat. Am vrut să văd când se ridică. Este și acum acolo în iarbă. Da, aici la cooperativă. Dumneavoastră știți a cui sarcina să puneți șanțurile? Este și a oamenilor și a primării. A oamenilor că șanțurile nu ia primărie, șanțurile sunt a drumurilor naționale. Nu mai mințiți oamenii cu telemetrie. Avem obligația. Aveți obligația. Cu 7 oameni. Obligația. Desfaceți dumneavoastră, căutați o mină și băgați bani în primărie să fie bani. Că dumneavoastră atâta vă uitați, dar nu știți că nu sunt bani. Toată lumea, dacă torni asfalt, de ce torni asfalt? Dacă nu torni asfalt, de ce nu torni? Dacă vine asfaltul pe o uliță, că să torni asfalt cu pile pe ulița aia, că la n-a turnat sau dacă ai făcut. Oamenii niciodată n-ai să-i mulțumești. Dar lămuriți oamenii cum merge treaba. Nu ce vă convine. Da, domnule, dar asta ar fi valabil și pentru următoarele mandate și oricând. Spuneți omule adevărul și învățați-i ca să nu mai arunce și atunci ne costă și gunoiul puțin, că într-adevăr gunoiul mâine, poimâine, cu prețurile astea nu o să avem să mai plătim. Că toată lumea s-a învățat că eu sunt în străinătate, sunt în... Ce ați făcut dumneavoastră ca să scade? Ce ați trimis la oameni acasă ceva? Am pus peste tot, pe etichete și tot, cu selectiv și cu toate astea am făcut. Am mai discutat pe toate porțile, ce tot atâta. E ușor să criticați. Domnul primar, întrebarea se duce apă la. În cazul în care, nu, în ritmul care este, nu poate achita datoria care am. Ce se va întâmpla? De ce nu se ia datoria o plătește, să tot amână, plătește tot o cântă. A, deci este posibilitatea de a prelungi, de a amâna? Da. Deci ei plătește. Da. Să plătește tot o cântă și o penalizare. Și deja am mai plătit din ea, pentru că a rămas mult în urmă. Și s-a mai cumpărat pe apă canală, s-a mai cumpărat când s-a rupt ceva, s-a luat bufe, s-a luat toate astea fără să-și dea seama că trebuie să plătească din apă canală. Dar sper să anul ăsta și anul viitor. Eu sper că anul ăsta și anul viitor să o modernizăm. Că modernizarea se face cu banii de primărie. Anul ăsta, dar nu poți să ai bani. Mai ales cum s-a făcut rectificările astea la toate lucrările, ne-a dat peste cap cu bugetul. La ședința cu primare a promis să ne... Eu acum... La rectificare vor da bani la primare. Păi acum am făcut dărtie, sper să mai primești ceva bani, cel puțin să terminăm podul de la Cărcâi, că ne mai trebuie cel puțin 700.000 de lei, ca să terminăm... Până la finalizare. Da. Pentru că s-au ridicat prețuri, că nimeni n-au venit la licitație cu prețuri care au fost inițiale. Cum n-au venit nici la dispensar, cum n-au venit nici la școli, nici la grădinițe. Mai sunt discuții? Aveți emoția cu mântul? Da, supunem la voce, cine este pentru? Putem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant rezervă la Adunarea Generală Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacului, din partea Muncătării din Pădurii Teritoriale, cum l-au uitat. Aici vorba în lipsa dumneavoastră. Da, deci nu știu să trece în fie apă ca să împlânească după Da. La cine este pentru? Da, 3. Hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 2-2019 al Școlii Gimnaziale numărul 1 Oitus. Domnul Bogdan? Am văzut favorabil. Discuție? Se pune la vot. Cine este pentru? Vedeți și la școli. Acum azi discuție.
nu mai vor primarii că nu mai sunt bani pentru microbuze, pentru noi că avem, anul ăsta nu avem probleme, dar în majoritatea comunelor primarii s-au dus cu joarul în proțat, mai ales la orașe. La orașe am până septembrie, mai am nici bani salarii, mai am nici bani. Pentru asta, că noi cum am socotit și cum ăsta s-au pus banii cu doamna Lenuța, cum ați votat dumneavoastră, avem. Anul ăsta avem, nu avem probleme. Și, dar nu ne gândim, că totuși ăsta nu putem să lovim din loc. Și chiar mai facem și investiții. Acum să vedem și vom primi la ratificarea. Dar acum, vedea, am făcut și am și cerut ceva, acum am trimis și să vedem și ce primim. Da. Da, trecem la punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 2019 al UAT Comunitatea Județul Bacău. La fel, domnul Bogdan. Aduc la domnul Bogdan. Favorabil. Stăm bine la încasări. Nu prea bine, dar... Ai prevăzut 54 și s-au colectat 63, nu? Da, mai... Da, dar trebuie să mai... Problematic ce am văzut aici, problematic pentru... Da, trebuie să ne gândim acum... Da. Iulie, august, septembrie, sunt foarte proaste în casă. Ia, pătita, pătita, ce puteam foarte mult. Să restul... Locul fac, acum, da, din octombrie, acolo să va mai gândi. De 10%. Deci, de dacă faci lei... După aia scadă. E început anul octombrie, o să merg din minus. Da, nu, nu. Mai ziceți o dată cu solidizarea pe care trebuie discutat. Păi, dau citire chiar cine a fost. În ceea ce privește serviciul de colectare, tratare și distrugerea deșeurilor, situația asta prin altele. Debite constatate până la 36.000 se cifrează la 618.624 de lei, la care se adaugă rămășița de 120.530 lei. Total, 739.156 lei, din care suma încasată este de 348.138 de lei. Aici consider aici o problemă. Aici vă spun, cred că și noi am făcut o greșeală, că am zis când votăm, majoritatea primăriilor au pus de la începutul anului, că serviciile, adică din februarie, că serviciile, practic, li s-au făcut servicii. Dar noi ne-am luat strict după lege, că dacă a fost hotărârea de Consiliu în mai sau în aprilie, de atunci să începem încasările. Dar serviciile, practic, li s-au dus cu noi la toate, la toți operatorii economici, li s-au ridicat. Domnul contabil șef deja ne atenționează. Dacă nu se caută și nu se găsește o soluție pentru... Aici trebuie să scoatem oamenii și încă mulți n-au plătit, dar sper acum agenția... S-au analizat la unui alt de calcul, după încă două luni vom afla în posibilitatea de achitare a deșeurilor. Peste tot trebuie să fie, ne-au trimis și acum, deci ne-au trimis Romprestu, a trimis la ADIS, și ADIS-ul ne-a atenționat pe noi că vor să angajeze un consultant să vadă că ei merg pe pierdere. Că dacă nu, ei o să ne facă ca anul trecut stopare. Nu merge așa. Dar uite că ședințe încă n-au fost. Trebuie să facem. Mai are un an să rupă contractul cu ăștia, da? Scrie că e societate pe acțiuni și ei vrea să trebuie să meargă pe câștig. Am avut dreptate când am spus ce societate privată deși ca toate primării de județul Bacău să facă servicii pentru o societate privată. Adică ei funcționează și noi să strângem bani, poftiți domnilor, poftiți. Da, nu s-a mai povestit. Anul ăsta, pentru anul trecut s-a mai găsit o soluție, dar anul ăsta nici nu s-au recuperat și... Când se încheie contractul? Cât mai avem? Da. La anul 2020? Tot timpul vor câștiga. Păi tot timpul vor câștiga. Da, dar cu alte condiții, că nu se poate să ridici un oiu tot, să ridici. Nu cred că primare, dacă vor câștiga și vor încasă lui bani și din drept. Nu! Își faci serviciu, îți încasezi bani. Așa e normal. Eu vă spun sincer, asociația ADIL, deci organizația ADIS-ului, șefii de acolo, cum să spun eu, conducerea. Seto. Nu mai este. Nu își face treaba. Deci își iau bani și atâta. Practic este un intermediar care trăiesc din cotizația noastră. Dar înainte mai ciupeau și din banii care îi dădeam, mergeau la ei și ăsta. Dar trăiesc din cotizația noastră și practic ar trebui
și Ecosudul și ăsta sau Romprestu să facă direct cu agenții economici, cu noi, cu cetățenii, să vină la noi și noi ca primărie ne ducem cu cel de la mediu sau să vină mediu, măi, ai contract, nu ai contract, amendă. Și atunci o să vezi, da? Eu vă spun în județul Covasna, așa se întâmplă. Cu agenții economici, deci direct cu agentul economic am contract și vine primăria. Ai contract? Câte persoane e? Ăla știe cât gunoi și interesat să ăsta. Când ne-am solicitat în ianuarie domnul director să-mi spună care sunt motivele de s-a mărit, aproape s-a dublat preț? A văzut nici nu poveste, nu vreau să înțeleg că domnul plângea cu numele primul de stabilizare. Păi... Adevărul că foarte mult, cum se pun toate gunoaia, nici acum n-a înțeles oamenii, pun iarba, pun nisipul, pun... Va fi greu, domnul primar, cum vom intra pe făgat normal, va fi greu. Știți că de luna trecută s-a strâns 400 de kg de sticlă. 400 de kg de sticlă și plătim 2000 de lei transport pentru 400 de kg de sticlă. Mai bine, îți vine mai bine să o arunci la grămadă, că de că o să mai ieftin. Deci, deci când vinem așa să ne reciclabili, deci toată lumea la 400 de kg, nu avem de 2000 de transport. Păi nu e lungă, n-am câștigat cât am dat la mașină, transport. Plus că ei sticla o ține acolo și mai are și magazinare pentru sticlă. Și când se strânge nu știu câte toale de vagon sau să le ducă unde trebuie, îți ia magazinare. Și când să-ți dea bani la sfârșitul anului după reciclare, vezi că mai ești tu dator că a magazinat ei 3 luni de zile asta. Cam așa ai făcut contractul, dar știi? Cu toate greutățile care le întâmplăm cu serviciul de salarizare, totuși, numai că simt un mesaj cu gunoaie peste tot, mai erau cu 5 ani. Cu toate drumurile au mesaj cu gunoaie. Mai adunăm. Vedeți-mă că adunăm. Mergeți să vedeți, mai adunăm. Numai la ciușmeaua aia de apă, în fiecare lună adunăm jumate. Cât mai avem domnul primar cu contractul ei? Cât mai avem ca să trebuie? În 2020. În 2020. Dar nu poate numai. Ei fac ce mai lăcinați. Se poate să câștigi și în 2020. Da, dar să pun condiții, domnul. Discutăm să schimbă contractul domnul. Nu poți să ridici prețul la nesfârșit, numai că se schimbă contractul, schimbă condițiile, să vii tu numai din punct de vedere ce vrei. Acum și cel mai bun ar fi dacă ar face contractul omul, să aibă printar și fiecare cât produce, la kilogram. E cea mai corectă treabă. Domnule, în anuare l-am întrebat cu domnul director ăsta. Domnul director, îi promiteți, nu-i garantat dumneavoastră că în 2020 sau la anul nu mai măriți prețul, dar ați mărit? Dar nu pot, domnule. Deci înseamnă că la anul îi poate să vină, domnule, știți, 10 lei. Da, dar nu cred că mai... Și vă suntem obligați azi de când... Vă spun, anul ăsta a fost problemă pentru că Moinești, Comăneștiul s-a retras, Dărmăneștiul s-a retras, pentru că Dărmăneștiul, Comăneștiul vrea să ducă la Comănești. I-a aprobat să-și facă stația lui din nou. Și s-a aprobat? Deja am făcut, da. Are stația lui, dar să aibă serviciul lui de colectat. Licență, să aibă licență. Licență, să aibă licență. Că au complet, eu știu, aia tot. Să-și au pus 10 tonberani în sat. Sub mâna voastră. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind costul de execuție bugetat pe termenul cu 2 ani, am văzut că a fost licitația de comună a urmă. Domnul Bogdan, aveți favorabil. Aia trebuie cu un furtun, da. Discuție? Bă, și eu am văzut, l-am crezut că-i conducta să punem la vot. Cum a plouat de la ăștia fugge. Ce să mai fac? Da. Raport privind adoptate în perioada ianuarie-iunie 2019. Am să vorbesc, să vedem, să trimis un om cu pompa noastră, dar... Care este omul primar? Nu prea vă ce să spun, mă, dacă hotărârile este bune aici, n-am studiat să nu spun. Sunt hotărâri ca un mare proiect pe care le-am aprobat noi în consiliul local. Deci eu sar ca să meargă cu pompa, că ăștia toarnă asfalt acolo la căminul ăla care curge acolo. Unde voi rog? Nu, acolo la ferăstrău, care nu-i căminul nostru, dar... Da, da. E un cămin chiar la ăsta, la... Cum îi spune, la șoferul ăla, la Moca. Aha. Curge apă, dar e căminul lui... Un cămin de-a lui Petromul, da?
Uite la Anoca? Nu, curge, el lui izvor, curge din perete acolo. Și să meargă să scoată, să poată aia, să o suce asfalt, să toarne asfalt. Alege, nu, îți facă... Păi, nu. Nu te scoateți apa și cumva acolo la asta. La Anoca, la Mihaiu. Acolo trebuie să facă, pune cu apa, să ridică capacul și să poate cu niște oameni să băm să se ducă apa. Când mai iese, să se ducă apa. Așa, sau cu gelul. La fiere să luați gândul de aici. Da, pe de asta. Treci de stația de autobus și mai vezi în dreptul parcului. Și să vezi dacă poți să faci un șansă, să duc acolo, pe la Anoca, dacă nu știu Anoca, dacă nu are făcut cu asfalt. Dar nu-i de la Anoca, nu mai știu. Nu, dar să duce în râu ori. Așa e, duce pe șanță. Da. Ea iese acum din șansă, traversează. Mi-a spus, mi-a îngolit odată, credeam că trece conducta de-a noastră, dar nu trece. Este proiectul pe care l-am inițiat cu domnul Vacaru Bogdan de publicarea pe internet a statelor lucrărilor de investiții publice. În raportul că este îndeplinit, dar pe site nu este nimic. Păi se lucrează. Păi se lucrează, dar aici scrie că este îndeplinită. Și s-a pus ca început, a pus, dar nu poate să pun. Da, a fost până până nu se plătește, nu pot să pun eu că s-a terminat. Să trebuia să scrie ce am curs de finalizare. Deci este un proiect. Știu. Da? Știu. Se publice stadiul lucrărilor de investiții publice. Asta face domnul Pascu, așa cum îl cheamă. El a fost desemnat prin conform hotărârii. Și dacă Pascu, probabil Pascu n-a... Pascu l-a trebuit să menționăm că ăsta a fost după 3 săptămâni în concediu. Acum a venit la treabă. E bine să scriem realitatea, nu? La ce număr, la ce număr? Mă uit acum să văd de ce ajunge. Scrie HCL îndeplinită, ceea ce îndeplinit este în momentul în care este afișat pe site. Da, altă discuție? Un raport privind activitatea asistenților personal desfășurat în semestrul 1-2019. Da. Poftiți, domnule. Domnul primar, la ședința Ministrului de Finanțe cu primarii s-a ridicat și această problemă. Deci, de la guvern se primea 90% pentru fiecare trimit pentru asistență socială, iar primarii au solicitat și cei 10% care trebuia să-i pună primarii, se vine tot de la guvern. Și, din câte am văzut, sunt toate șansele de s-a probleme. Acum, noi am mai avut să vedem, la noi era din TVA. Susținerea. Dar la oraș e mai dificil, că le-a luat din cote. Problema mare e la oraș, mai mare decât la noi. Și uitați, de exemplu, ce am înțeles eu din acest lucru, care am zis la Mitrovia, marea majoritate optează pentru indemnizația de persoane care au dat soluție. Cum? Nu au altă soluție. Pentru că este mai... Pentru că pe primărie nu-i costă așa de mult. Pentru că eu dacă îmi fac pe ăsta salariat, trebuie să-i fac din 2 ani în curs, trebuie să-i dau un plus față de... În cazul în care se face lucrurile la guvern, ce impediment mai există? Nu este niciun impediment, dar asta se lasă... Da, dar dacă nu-i dă, la un moment dat nu ai și unul. De acolo începi să reduci, de la personal, reduci personal și prima dată reduci asistență... de la asistență socială, reduci pe la școli, reduci din personal. Se sperăm, poate... Dar trecem la diversi, ce vrea să ia până de loc. O
poftiți, domnule Bijor. Mulțumesc. Înainte de a intra în ședință, m-a oprit doamna grădinaru Gheorghe. Este numele soțului, cred, acum am observat, soția. Și mi-a mânat o copie după cerere, m-a rugat să supun discuțiilor această problemă. S-a construit acum 2 ani de zile un gabion în zona domnului Floroiu, este în cunoștință de cauză, și a fost surpat acest gabion în urma ploilor. Și doamna vine cu rugămintea să se repare acel gabion, că există riscul să se surpe și... Gabionul e construit de proprietar, proprietarul fiind domnul Floroiu, a venit apa, l-a luat și normal ar trebui să spargă. Ei, neînțelegându-se, se duce să le faci. Unul e mereu capul. Separat îți pune amândoi. Dacă se întâlnesc, amândoi îți rei. Că eu am avut, domnul Floroiu a fost înțelegător, am tăiat un nucă, ăia... Totdeauna se ceartă. Domnul primar, înainte de a începe ședința, am discutat problema asta cu domnul Floroiu, am stabilit și luni sau mari rezolvăm problema. Da, doamna a solicitat atât. Nu vrea să se certe, a zis să se rezolve, ca să nu fie problema. Trebuie să pleci de acasă, s-a hotărât, se va rezolva. Eu nu înțeleg de ce ați mai prezentat raportul. Pentru ca să vă dați că nu știu ce. Să vă dați mare față de ea și față de noi. Dacă m-a rugat... Ce să vă rugați? S-a rezolvat situația. S-a rezolvat în aici de ședință. Păi mă supăr pentru că am crezut că ați înțeles. Cum am înțeles și eu. De-aia. Dar văd că nu înțelegeți. De-aia. A fost o discuție cu domnul consilier. Cine ați înțeles că a început campania, domnule? Auziți, nu e bine să ascundem, nu? De ce să ascundem? Nu, ce să ascundem dacă s-a rezolvat înainte de ședință? Ce s-a rezolvat? Dar vedem nu s-au moarți. Dacă se rezolvă. Bă, dar dacă vrei să nu se rezolvă, nu se rezolvă. Nu vreau eu. Păi, foarte bine. Deci, ce crezi dacă este venit să rezolvă? Hai să trecem mai departe, că așa... Mai să discutim? Mare. Domnul din Călcăi încă solicită să se pună capace la căminul de vizitare, domnul Licea. Da, astfel de pun. Da. Pun ceva provizor în OSB, pentru că a dat comandă la doamnă, capace de tot. Dar acolo se lucrează, domnule, să ne vedem. Păi, dar... Cum se lucrează? Să lăsăm gropi cu țepi și cu sârme și de afară, să cadă și un copil acolo. Dar ce vă dați de papa? Vă garantezi că ați să vă rezolvat. A fost acolo să vedeți că la cămin nu e nicio țeapă și de asta. Ce tot vorbim? Este domnul. Și ieri a fost domnul acolo. Au fost două, trei săptămâni, dar ieri nu. Sunt cămine, n-am cămine pus tractorul ca ei să au făcut face acum. Acum să ne fie clar. Trebuie și ei să aibă grijă, că e lucrare. Nu? Că exact cum a venit o bătrână, că a venit apa mare și s-a stupat gaura care a făcut apa, care copilul de 2 ani și dacă iese în pârâu și se neacă. Nu știu cum să spun. Dacă dumneavoastră credeți că solicitarea e normală... Este normal să semnalizăm o gaură. Nu e normal? E semnalizată că e lucrare. E pus panou, e pus ăsta, ca peste tot. Domnule, a fost dau bani, domn primar. Păi stau, domnule, dar atunci să n-aibă pretenții să facem, domnule. Atunci să n-aibă pretenții să facem cum trebuie, domnule. Păi toate astea costă bani. Când a pus bani, când aia costă bani. Și-a rupt. Ia, pa, am legat, urezi situația acolo, domnule. Da, gaura mică pe domnul meu. S-au pus distrăzdeați la domnul Roșel. Da, bineînțeles.
Da. Până ăștia, până nu pune tractorul, oamenii care lucrează, până nu pune tractorul de-a curmezișul, rupe banda și trece pe drum. Lucrează unde lucrează ei. Sau dincolo unde podul de tehnologie. Domnul Vice, au fost câțiva băieți, au luat o inițiativă și au făcut niște porți mici la curte, la terenul de fotbal. Vin cu o rugăminte, dacă se poate amplasa două, trei lămpi ca să poată să joace seara, puteți să mergeți. Ei acolo au cosit, au pus niște porți mici și probabil... Dar nu m-au mai pus porți mici pentru că ceilalți cetățeni au pus tractoare, bolovani, lemn... Eu n-am zis să știu. Deci am pus porți mici pentru un teren mic. Exact, da. Exact. Cât îți faci, au? Deci nu s-a pus, dacă îmi bate de valoare cu oamenii aia, de ce nu îi obligi pe ceilalți să nu mă gândi? Le-am mai spus, dar nu înțelegi. Acolo, o rezolvă. Se poate rezolva. Se poate rezolva. Dacă s-a evit prea mult, ai obligi destul de mare. Dacă pun două de astea, cred că e suficient. Ai o papă să poată face din acolo. Ai un gust și eu. Ce patru ani mai să și eu. Da. Hai să vin după aia. Să nu doar ninja. Nu poate să doar patru după aia. Da. Domnul Vice, dacă s-au terminat lucrările pe margine, putem repara și drumul. Nu s-a terminat? Mai am cel puțin două utile. Păi oamenii și acolo încă mai așteaptă, după aceea putem repara drumurile de la curte și poate unde am zis. Dar au văzut numai pietre și șanțuri, pe acolo nu se poate circula. Da, domnul Petru. Știu că ați avut probleme sus la curte, punea Victor că nu v-a permis, dar măcar să punem umplutură pe șanțuri. Nu a permis că n-am să mă cer cu el, e bătrân, dar el nu m-a luat decizia de drumul nostru. Corect, așa este că... Da, știu, am lăsat că... Să știți că... Nu știu foarte bine ce se întâmplă prin comună, pe de-o parte vă înțeleg. Știți că e vecinul dumneavoastră. Eu nici n-am discutat cu el. Că din altul nu știu ce se întâmplă. De exemplu, nu știu ce se întâmplă. Dacă vrei, află până diseară. Uite, știu că e problema la domnul Costică. Dar când vă ocupați dumneavoastră, știți, de doctor de la Iași, de când? Ați văzut, am intrat... Nici n-am intrat în primărie și lumea... Da, domnule, pentru că distribuiți de aia, ce zici? Bă, m-a adresat la ăsta, pentru că ăsta distribui pe Facebook, de aia. Că dacă aș intra eu pe Facebook, ar fi la mine. Domnul Căstică, una dintre atribuțiile consilierului este să supună atenție problemele din comună. Eu eram mai aproape consilier decât dumneavoastră. Doamna a vorbit și cu mine și am fost la fața locului, am constatat problema acolo. De însă am venit de la ședință, să vin la ședință, să vă spună păsul. Dar l-am văzut pe domnul Petrișor și a dat domnul Petrișor. Nu că a venit personal pentru domnul Petrișor. Dar dacă a vorbit cu dumneavoastră și ne-am rezolvat la început, că asta e simplu. Dar un exemplu, eu am fost de aici la Consiliul numărul 1 și m-a rugat de doamna aia, doamne, ultima, nu mai zic că vine poliția. Și a curățat acolo, a văzut acum. Unde? Unde era vișul ăsta, tot se vedea monumentul, se vedea schimbul de circulație, iar n-a intrat la bucă acolo la cineva. Și a curățat acolo. Acum a greșit, m-a luat la la poartă? Da, a greșit. Și dumneata le-i. Și dumneata. Da, da. Că ne face treaba, pute vedea de pe ulița de la școală care duce prin spatele și să vedeți că ce șanturi sunt acolo și ce grup. Eu urmează, a fi să termină marginea și l-o la rând. Păi este poate, era fel. Da, marginea și terete. Da, atunci acolo când două mașini, trei mașini. Vedeți și de alte ulițe care sunt mai lungi și să vedeți că sunt făcute și de la Batiu un cor. Ulița de la școală, de la școală care duce la Batiu. Dar sunt făcute, de ce nu merge? Totul nu avem. Pe asta vreau să vedeți care nu-s făcute. M-am dus la ulița care am stus de 3 ori și s-a făcut acum. Și da, m-am dus. Un singur bulto poți ăsta, noi nici n-am terminat. A fost la Dogărești, drumul agricol, că de foarte important pentru cetățeni. Am scos țeava afară, acolo s-a fundat, am decolmatat-o, lăsăm să o suce, ascunem țeava, că e important drumul ăla, e important decât o, nu știu ce. Și aici e important, dar acolo e exploatarea agricolă. Dar Dogărești la Ponte, știi ce-i acolo? Păi v-ați fost, dacă nu-ți întrebați. Eu nu-ți lași, cum să te împarți? Dacă întrebați, eu nu-ți lași. Acum lumea vrea drumul să la geară. Să se usuce. Drumul ăștia o să
să facem? Trebuie luat un pic de drum. Nici odată, dus un pic de balastru acolo, cât de cât, atât. Nu, s-a făcut și la Poiana Sărată, s-a făcut și pe uliță. Trebuie. Vedeți numai unul. Păi dar nu sunt numai unul. S-a făcut urgențe, nu se vede pe margine că s-a făcut, dar și nu se vede că trage a doua zi, a tras cu tractorul lemne pe drumul gata făcut de la Pozan. Asta nu se vede. Când, dacă îi spun să-mi dea numărul... A tras țeaba aia care a scos-o, am fost în zice la curături acolo sus, am scos țeaba aia și am scos altă țeaba, care era formata. Nu era rugin. Nu aia, domnule. Nu aia, domnule. Dar nu de ce? Nu, a tras lemne și când i-a spus să-mi dea numărul, când i-a zis să-mi dea numele la cine a tras, nu că nu mi-e frică, exact cum este unul de la... Hârja, toată ziua am dat telefon că el plătește taxe și impozite și că unul are vaci, n-a vrut să-mi dea numele, care cât pe lângă capre are și vaci și zic, fă domnule, scris. Nu domnule, eu nu vreau să fac scris că dă foc la casă, nu vreau să-mi dea foc la casă. Da, pe atunci cum poți să rezolvi treaba? Păi greu, domnule. Nu sunt un geam portat, cine deja a trebuit cu vaci. Da, dar când fac reclamații, poți să rezolvi treaba? Dacă ți-e frică de ăsta? Nu, domnule, dar omul e gospodar. Dacă de 2 ani am depus cereri pentru drumul care duce de la monument până sus, am fost la pe teren cu domnul Vici, de 2 ani, e depus cererea, de mine. Nu s-a făcut nimic, și nici nu se face. Ce să mai spun? Ce să mai spun? Vine asfalt. Haideți, la monument, la pod, pentru că în momentul de față s-au dat niște puncte și există riscul să se desprindă. Domnule, alea, tabla se deplasează la asta și ea pocnește, că se la căldură se întinde. De la asta se va toate podurile care se s-au dat numai 3-4 puncte. Așa se dă, așa nu este. Poți să dai continuu, dar ea pocnește, dar nu se desprinde. Și așa pot, dacă ați observat, nu știu, că după ați văzut vreun ban pe el, cheltuiți? Cheltuie, n-am văzut că de nu. Păi și atunci, ăsta l-am făcut cu ajutoare, cu voluntariat. Poftiți, domnul apostol? Dacă se face, de să se facă bine să nu se rezină asupra lui. Nu să se... Eu văd un lucru. Vă simțiți atât de deranjați când zic anumite probleme? Nu le zic pentru că asta e soluția. Dacă n-ar exista, nu vi le-aș zice. Și știți ce se întâmplă? Oamenii întâi vin la dumneavoastră. Așa se întâmplă. Vine la dumneavoastră după o lună, două, mă caută pe mine. Oamenii au venit la mine că n-aveau pot și am făcut pot. Până da. Faci un pot de 2 metri jumate, am făcut. Vin la mine și zic, domnule, e problema asta, eu ce să fac? Vine și scrii pe Facebook și rămâne așa, la noi se rezolvă. Păi tocmai, că asta trebuie să rezolvați, că nu pot, eu nu sunt tot donator de credite. Nu, dar trebuie să explicați omului realitatea, că nu sunt bani, nu că s-a dat bani pentru asta. Uitați-vă că nu s-a dat bani, câți bani s-au dat? Ajunge nici pentru două poduri. Pentru ce a făcut Peneșun și ăsta nu ajung banii. Am cerut ca să termine podul ăsta pentru poduri. Că toată lumea crede că s-a dat de la inundații o grămadă de bani. 12 miliarde s-au dat. Da, ce un singur pod e 15. Poftiți, domnule. Problema, am mai discutat problema. Ținut cont de faptul că avem programul ăsta cu asfaltare și va intra și marginea la asfaltare, conform graficului de luna viitoare se fac podurile care sunt prinse în proiect. Iar asfaltarea va fi de la anul din aprilie sau mai. În ziua când am discutat cu dumneavoastră de extindere conducte de gaz pe margine, l-am văzut pe domnul Pascu de vreo 3 ori. Nu l-am găsit. Nu era plecat. Deci trebuie să avem cereri și după aceea trebuie să mergem la... Cereri sunt. Trebuie să mergem la Ion Gaz ca să... Ion Gazul trebuie de la ANR să facă licitație pentru satul margine. Altfel nu se poate face. Satul margine trebuie licență. Trebuie licență pentru exploatare. Cum a fost la Ferăstrău. Cum a fost la Ferăstrău și toate astea. Deci nu se poate că vreau eu. Deci, să face de îndurat. Am încercat să mă simplific atât. Nu, părinte, nu se face licență de asta. A venit acum și a zis să facem licență. Tocmai să vină oameni să facă de peste tot. Nu vadă, să facă licență. Să vedem de asta. Domnule,
Să vadă că avem, avem doritor de gaz. Că după aceea bagă când poate. Că uitați, și la Ferăstrău o să aprobăm că unii își bagă unul gros, își bagă pe strada lui. Bă, dar chiar, da. Nu președinte, dar ce face cum? Domnul Clar, vorbește, vrei și vorbește, ce sunt întâmplă? Nu știu, campania. Deci, noi o să facem cerere, când avem cerere suficiente pentru, din margina, o să mergem cu ele la EUR. O să mergem la el, cu ei la EUR. EUR să solicităm să ia licență pentru distribuția gazului în ăsta. Că uitați, și ăștia vrea să bage la Pârgărești. Dar tot așa, ei n-au licență. Și că aduce de la Părâu Boghi și ăsta, că ziceau ei, gata, imediat luăm bani și ducem. Fără nu ai licență niciunul, nu ți-am promis. Și noi aia trebuie să facem licență. Poiana Hârja, Poiana Sărată, la fel. Trebuie să licență, dar dacă nu are oameni distribui, că lui părintele nu i-a dat voie personal să plătească, că trebuie să facă SRM-ul separat. Deci în prima fază să licență. Și ce? Cere că să o licență. Da. Bun. Problema a doua. Domnul vostru, ce nu te-am zis chiar. Da, așa face conectare. Da, că deja oamenii vor pe strălă. Păi, nu faci treaba. Da, da, știi, cu domnul de la Tornator, Lumenor, cu niște explicații pe bazine, cu... Stați problema pe care da. Stați-mă un pic, mai. Domnul primar, a doua problemă. Poate la bugetul care facem pe 2020, poate prindem bani pentru extinderea asta, că e puțin extindere pe margini de apă și canalizare. Doamne, extinderea să facem apă canal cu fonduri europene. Nu putem, că nu ne încadrăm că fondurile europene cere apa să nu mai meargă una peste alta. Cere să aibă 2 metri distanță, n-ai pe unde să baci. Deci atunci trebuie să vezi pe ceva de la bufer. Dorel, cu cei festival, de exemplu, am fost cu proiectant. Toată festivalul trebuie să scoate țeava de apă și fost alisat 2 metri. Apa de canalizare. Cu fonduri europene. Dacă vrei să canalizezi apă, de acum mai. Și mai vrei să faci, vrei să găsim fonduri guvernamentale. Noi, acum banii de acolo îi luăm de anul ăsta. N-avem ce să facem de la... Da. Și încercăm la anul, că poate începe exercițiul bugetar din 2020. Domnule, dacă țin bine minte, marginea era prinsă în proiectul mare, proiectul mare. Da, domnule, dar trebuie finanțare. Domnul nostru nu poate să vă spună cum e. Dacă vă amintiți, domnule, era prins, domnule, că era ajutorul nostru, că dumneavoastră v-ați aprovizionat cu apă mai mult de 50%. Asta era toată primărie. Da. Dar era prinsă și mai atins. Da, dar trebuie să ai fonduri. Dacă nu ai fonduri, că asta costă foarte mult. Și a treia problemă. Asfaltarea în marginea ajunge de la șoseaua Târgului până la fond la Constanța. Și așa am văzut că... Da, și după aceea o să scoate cât de curând la licitație, că am angajat un consultant, da? Ca să nu mai pierdem timpul, cu fonduri locale, etapa a doua, care e Barta și... Păi asta ce știam, de exemplu, de la fond la Constanța, spune Barta, nu putem pune cu piatră concasată? O perioadă... Păi dar noi n-am mai reparat asta, dar noi o să încep. O luptă. Și până la ieșire, la ultima casă, la Roșca, la aia, nu am pus nimic. Că de bată, da? Da, domnule, dar cum o să-l facem să v-a băgat apă oamenii? Păi de n-a spus să... Acum, azi viața am fost, mâine dimineața duc... Cum îi spune, la Grederov, da. Grederov fac drumul, acest drumul pe țară și facea totul pe atât concasată. Așa, domnul, ce vreți? Am spus, nu vă zic, nu vă mulțumesc, domnul. Declară ședința încheiată, vă dați ședința pe 20.